Bună ziua și bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a podcastului Business Philosophy. Îi am alături de mine pe Ariana Sohodoleanu, pastrișef și doctor în sociologia practicilor alimentare. Bine ai venit alături de noi, Adriana. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Și pe Cosmin Dragomir, istoric culinar, coordonator content istoric. Salutări, bine v-am regăsit. Bună, Adriana. Bună, Cosmin cei doi sunt uh, autorii unei cărți de colecție pe care o am aici care o, o cărți de colecție un prim volum extraordinar pe care mărturisesc că pur și simplu l-am devorat pe neresuflate în weekend atât la propriu cât și la figurat uh, este vorba de cartea Dulce Românie, o istorie a deserturilor de la noi cu 80 de rețete vechi și am să vă rog uh, să uh, vorbim despre poveștile și rețetele. Înțeleg că tu ești autorul poveștilor? Uh, cu legătorul lor mai mult, pentru că vorbim de tot felul de istorii dulci, de istorii gastronomice. În acest caz, vorbim de nișarea cercetării doar pe zona de deserturi, uh, care au câteva sute de ani unele trei, unele patru, unele două, unele uh, sunt uh, un pic mai recente, care au fost scrise de alții, pentru că n-am uh, cum să fiu contemporan nici cu interbelicul și nici cu secolul al XVII-lea. Uh, doar le-am cules, uh, le-am găsit, am cercetând bibliografia, cercetând uh, tot felul de cărți. Din păcate la noi bibliografia gastronomică este extrem de sărăcăcioasă, nu... Noi așa ca nație nu ne-am preocupat de această zonă, din păcate, pentru că gastronomia, împreună cu deserturile, na, făcând parte uh, din acest capitol mare, gastronomia este o carte de vizită, este uh, parte din identitatea unei națiuni. Uh, gastronomia poate să vorbească despre uh, o națiune mai mult decât multe alte lucruri. Ei bine, am cules aceste rețete din diferite cărți, din diferite memorii, monografii, chiar și romane de ficțiune. Le-am pus cap la cap. Până la urmă, sunt ziarist, jurnalist. Iar de acolo am căutat rețete care să ilustreze epocile despre care vorbeam sau poveștile despre care vorbeam sau fabuloșii oameni, cofetari despre care. Uh, am scris în carte și de aici vine rândul Adrianei, am stat mult de vorbă. Uh, Ne-am uitat în cărțile vechi de bucate, uh, am ales uh, împreună uh, multe rețete, și de aici vine un tăvălug întreg de care Adriana este responsabilă și care este uh, mult mai complicat decât uh, până, nu știu, se poate uh, citi printre rânduri în carte. Cosmin e modest. Um... Noi am început lucrul la acest proiect chiar acum un an, în decembrie. Și mi-am că um, partea aceea de început, care este așa plină de entuziasm și de multă energie, s-a lăsat cu foarte multe foi de hârtie pe care uh, scriam frenetic, era vacanța de, de, Crăciun, și scriam frenetic rețetea despre care credeam că trebuie neapărat să intre în carte. Cosmin, pe de altă parte, venea și mă bombarda cu idei despre partea de, uh, de istorii. Uh, cum să le structurăm? Cum le împărțim? Care sunt categoriile? Uh, și a fost așa un proces de, uh, ba, adăugam zeci și sute de, uh, de buleturi pe lista noastră, ba, le scoteam, pentru că ne dădeam seama că nu poate intra totul într-o carte, care chiar dacă nu este istoria deserturilor, este o istorie, trebuie totuși să prezinte suficient de mult, dar să și lase loc de, de imaginație și curiozitate pentru ce altceva mai e acolo. La nivel de, de rețetar pe care l-am curatoriat, wow, lucrurile au fost foarte foarte dificile pentru că este o întreagă lume în fiecare carte veche, în fiecare manuscris pe care îl studiezi și e foarte greu să alegi la care te oprești. Și am vrut să arăt, de exemplu, că la 1695 se mânca tort, tort de migdale. E adevărat că am regretat rețeta la început atunci când am citit-o pentru că mi-am dat seama că trebuie să fac puțină matematică, pentru că rețeta spunea uh, pui de două ori mai multă făină decât ai pus aia și mai adaugi niște ouă. Și am făcut tot felul de formule cu de, uh, necunoscute, una, două și așa mai departe. Am testat și a ieșit ceva foarte fain. Uh, și da, se mânca tort la 1695 și de migdale. Bineînțeles că vorbim de clasa conducătoare, pentru că pentru secole la rând, până prin, de fapt, până prin secolul 18, 19 de fapt, mâncarea, dieta nu era de interes pentru nimeni. Abia cu apariția științelor au început să-și dea seama că din punct de vedere demografic, de exemplu, sau economic, mâncarea are importanță. Și de acolo apoi au preluat antropologii și mai târziu sociologii și au început să uite la mâncare cu alți ochi și să înțeleagă că vorbește, așa cum spunea Cosmin, despre foarte multe lucruri. Și ce mi-aș dori să vadă cititorii în această carte a noastră, care nu e o simplă carte de bucate, să vadă efectiv perindându-se așa prin fața ochilor lor câteva secole de viață pe aici, pe la noi, prin România. Chiar dacă atunci nu se chema România și chiar dacă sunt multe influențe venite din multe alte culturi uh, culinare, ce am pus în carte aceasta sunt în definitiv rețete până la urmă românești. Se mâncau aici, se făceau așa cum credeau ei că trebuie să le facem, chiar dacă poate la origine se făceau altfel. Și prin urmare, um, sunt file de istorie. Uh, Mi-a plăcut mărturisesc. Uh... O, o, o poveste spumoasă a lui Cosmin legată de Constantin Brâncovanu, cum că la curțile lui, uh, rețetele și Brâncovanu, care era un erudit, dar a avut grijă și de toată aceasta de bucătărie, și comparativ cu Ludovic al 14 lea mm. de nu greșesc, el mânca cu furculița. Da, da a, fost un, a fost un occidental și cumva a fost și înaintea vremurilor. Uh, Franco Sivori, cred, care i a fost secretar, parcă, parcă, la el, sper să nu greșesc, dar oricum, într-una dintre mărturirile călătorilor străini de la noi, spunea despre Brâncoveanu că ține bucătar și servitori francezi și italieni. Uh, chiar manuscrisul din care, din care am povestit cel păstrat, uh, atribuit postelnicului Canta Cusino, cel care se ocupa de bucătăria de la Palatul Brâncovenesc, uh, este un manuscris descoperit recent. Este un manuscris care ne arată o bucătărie surprinzătoare. La curtea lui Brâncoveanu se consuma sparanghel, se consumau stridii, da, știu și o să spun tot timpul, sunt născut în 82 la Focșani, nu știu, până la 20 de ani am crezut că creveții sunt chestiile la chipsurile alea albe, după aia, ulterior am aflat că de fapt sunt niște ființe vii uh, delicioase. Nu auzisem în viața mea de sparanghel, uh, nu auzisem de multe, lucru care dovedește că istoria noastră gastronomică este de multe ori mult mai surprinzătoare decât tindem noi să credem. Uh, avem mărturii despre uh, uh, și rețete despre. Uh, des, avem rețete de acum 400-450 de ani. Avem o istorie destul de consistentă. Faptul că 50 de ani de comunism au uh, ras bucata asta, nu înseamnă că nu avem o istorie. Avem. Este uh, surprinzătoare, uh, este masivă, uh, doar că am ignorat-o și cumva uh, acum uh, fără modestia aia de la început, uh, foarte bucuros că dr. Iotcăr a înțeles acest lucru și uh, demersul cu site-ul, cu cartea, uh, Blackboard demersul Blackboard. acesta este da, cel mai ambițios și cel mai amplu, dacă vreți, uh, demers de uh, valorificarea tezaurilor culinar de la noi. Nu s-a mai făcut uh, un astfel de proiect până acum uh, cu atât de mulți oameni implicați pentru că în spatele acestei cărți Uh, nu suntem doar noi doi. Uh, există o agenție mare și mulți oameni care au muncit. Nu Există... menționăm numele Harmony Advertising. Harmonia Advertising. Există doamnele de la, de la Dr. doctoriot care au supervizat tot timpul. Există un studio la Brașov în care s-au filmat, fotografiat și refăcut rețetele și vreau să-i salut pe această cale și, <laughs> și pe ei pentru că Adriana știe mult mai bine. Au fost nopți în care s-a discutat pur și simplu la telefon s-au căutat soluții, băi, nu mai și crema. Se comparau notițe, se trimiteam fotografii dintr-o parte în alta, așa a ieșit aici, așa a ieșit dincolo, cum facem, pentru că aceste rețete au fost uh, adaptate, au fost prelucrate uh, pentru că unor nu poți să le mai faci așa cum se făceau atunci și alteori nu vrei să le mai faci cum se făceau atunci pentru că una din caracteristicile bucătăriei vechi este că este cu foarte mult zahăr, de exemplu. Azi îl demonizăm. Deci înseamnă o echipă de profesioniști da. care au multă pasiune, energie și bucuria de a dărui că ați luat uh, bucată din istorie impresionantă și o dăruiți eh, românilor. Uh, uite, aș trece acum că asta căutam, dar deserturile din poveștile lui Ion Creangă, uh, e vorba de Alivanca, Poalembrâu, simbolul reveliei culinare lui, dar descrie-ne, spre exemplu, sau uh, Uh, Ce ingrediente, doctor doctora, că se folosesc la poale împreună acestea după Santa Marin? Și o să trecem și la subiectul Santa Marin. Am uh, folosit foarte multe din uh, cele uh, pe care doctorul le, uh, le comercializează. Okay. De la uh, aromatizanți, vanilia, păstaie sau uh, esență de Madagascar, uh, rom, cafea portocală, uh, La. Uh, agenții de creștere, praf de copii, carbonat, de îngroșare, cum ar fi amidonul, cacao, cacao neagră, că nu un cozonac bun, nu e fain dacă nu are o umplutură care să aibă gust de cacao, într-adevăr. Um, este o. Da, doctor, doctor oferă, în definitiv, o, cam tot ce ai nevoie în, în cofetărie, în bucătărie. Și a fost o bucurie să pot să lucrez cu niște produse pe care le știam, le foloseam, aveam încredere în ele și care s-au pretat foarte bine uh, și acestor rețete, pentru că uh, chiar am fost întrebată uh, cum se împacă un brand perceput ca fiind modern, ceea ce e un lucru bun, dar este un brand vechi. Oamenii se gândesc la modern ca fiind nou, da, doctorat că e pe piață de la 1800 și ceva, când doctorul August Otker a inventat uh, praful de copt, Într-o formulă nouă și modernă, atunci și la fel de actuală și acum, pentru că până la acel moment se amestecau niște substanțe, două, diferite, care nu erau foarte bine standardizate și rezultatul nu, varia. Ceea ce a făcut doctorul, care la momentul respectiv, este că a pus uh, într-un plic ușor exact tot ce ai nevoie pentru 500 de grame de făină. Uh, și cum se împacă, revin la, la ce am fost întrebată uh, un, uh, un brand. Uh, care oferă, se gândesc cu niște scurtături moderne, praf de copt și alte lucruri, cu deserturi vechi. Dar se foloseau și atunci, da? Dacă da, 1870 încoace se folosește praful de copt, în, iar vanilia se folosește în forma ei naturală, așa cum o are și doctorul care ne oferă, ca păstai de mult mai mult timp înainte, la fel și alte, și alte condimente. Deci nimic parte... anacronic aici. Dar pe de altă parte există ceea ce numim astăzi CSR, Corporate Social Responsibility. Vorbim de o responsabilitate socială pe care o au brandurile mari de a întoarce și de a investi în cercetare pentru că până la urmă vorbim aici de o muncă de cercetare. Asta se întâmplă peste tot, asta sper să se întâmple din ce în ce mai des și la noi, pentru că avem nevoie. Știm foarte bine, cercetarea nu este finanțată de stat. Da. Trebuie să căutăm resursele la privați și uite, am nișat pe un produs, pe deserturi, ceea ce îi interesează și pe ei. De asemenea, o altă poveste interesantă, cel puțin, este aceea cu Cogălnicianu și Negruții, care C sunt pionierii artei culinare în Moldova, reproduc spusele tale, dar uh, prima lor carte, înțeleg că nu a, a fost semnată cu inițialele, că nu vreau să se asocieze, dar de faptul că erau intelectuali. Și bărbați. O și, bărba, și bărbați, într-o epocă în care. Și unde vreau să ajung. Uh, am un fiu de 20 și ceva, în uh, 23 de ani, uh, care este. Uh, Masterchef, mă rog, exagerez, îi place să gătească, dar ce mi-a zis că acest lucru a început să fie apreciat de către reprezentantele sexului frumos în momentul în care îl spune că gătește. Da. Între, în față de... Între timp, da. S-au schimbat? schimbat, ba mai mult, și meseria de bucătar sau de cofetar în ultimii 10 ani a redevenit cumva aspirațională. S-a glamurisat. Da. Pentru că înainte să fim serioși, foarte mulți dintre bucătari, nu toți, să nu cumva să înțelegem acest lucru, dar foarte mulți dintre bucătari ajungeau bucătari pentru că îi trimiteau familiile, du-te mamă și învață acolo că-i cald, și ceva de mâncare. Era cumva impus, se pleca din școli de meserii, nu aveai nevoie de facultăți și cumva... A decăzut așa la nivel social această meserie. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem la Cugălnicianu și Negruții, dacă ne întoarcem la Brila Savare, de exemplu, uh, cartea celor doi a apărut în 1841, uh, 200 de rețete cercate și alte uh, trebi gospodărești. Uh, prima carte tipărită, prima în carte dedicată, da. Moldova. În, în Moldova. Da, deci ea este cartea noastră de căpătâi când vorbim de tipar. Și mai, mai există ediția princep sau. Există, chiar mai există și printre colecționari. Cred că un exemplar s-a vândut cu 12.000 de euro cu trei ani. A, uh, e ultimul de care am auzit. Uh, ele mai există în uh, fondurile speciale de la biblioteci, uh, de la marile biblioteci, uh, dar uh, a fost reeditată. E una dintre puținele cărți care au fost reeditate. L-avem ulterior, după ei, în 46, și pe posternicul cu care traduce o carte de bucate și care și el se scuză în prefață și spune să nu creadă lumea că se ocupă de lucruri prea lumești sau muierești. Aceeași problemă o aveau și pă, 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 și, în și, în și în Franța. Specifică poci. Da, pă, o epocă patriarhală, intelectualul, dar nu, nu trebuie să se ocupe de chestii lumești cu ghilmele de și nici măcar femeile toate nu se ocupau de bucătărie, adică doamnele din alta societate în niciun caz nu deau pe la bucătărie. Deci aveți era văzut, ugi. da, era văzut ca o meserie pentru cei fără nu prea mult noroc. Și vreau să vă spun că după ce v-am citit cartea eu în care nu gătesc, m-am apucat să gătesc și aveți pe masă, glumesc, că a adus Adriana. Povestește de ce... M-a dus puțină turtă dulce pentru că este sezonul okay. și pentru că avem o rețetă de turtă dulce în carte. A, și este o turtă dulce din cartea Mariei Maură, 1847? Nu. No. Nu, 49? E, e, e o discuție acolo, că poate fi 46, 47 40. sau 49, exact. dar... Oricum, jumătatea secolului 19. când o femeie, da, tot vorbeam noi de. Patriarhat și uh, misoginism. O femeie uh, tipărește această carte. Este prima femeie dintr-un lung șir de femei, nu e prima? Nu e prima. Care tipărește? Uh, manuscrise? Nu, prima. nu, nu, nu vorbim nu, de manuscrise? Nu, nu, nu. Cartea de bucate de la Cluj. Până la urmă, profesorul Luca Ciosef, în studiu introductiv, spune că ea aparține. Ea a fost... Sofiei? Uh, facă, da, Sofiei Tofeus. O soție de uh, episcop reformat no. din Târgu Mureș. Uh, cartea a fost foarte mult timp atribuită uh, uh, tipografului, dar cercetările făcute de, de traducători și de cel care a făcut studiul introductiv, uh, de profesorul Luca Ciozef, demonstrează că de fapt această carte îi aparține unei femei, ba mai mult această carte de bucate devine și prima carte scrisă de o femeie și tipărită pe actualul teritoriu al României. Ce cu cât foc interior și pată să exact. vorbești. În sfârșit Maria Maurer tipărește prima carte de bucate în țara românească, corect? Da. Ha. ha, ha. Am o preferată Așa, și am ales de acolo o uh, rețetă de tortă dulce. Este uh, foarte interesant că ea folosește foarte multă miere pe lângă foarte mult zahăr, ceea ce rezultă este o tortă dulce, așa cum se tot face din, uh, chiar din uh, secolele 15 încoace, o tortă dulce foarte tare. Este o turtă, da, chiar te rog, o turtă dulce, cei care vor încerca această rețetă sunt avertizați Vistos. în carte că este preferabil să o lase o săptămână, două, într-o cutie de carton, să se moaie ca orice aluat care are miere, poate fi foarte delicat pentru dantură în primele zile de, de la producție. Turta dulce este ceva ce se face în toată Europa. De când, cu, de când europenii au descoperit uh, condimentele, uh, și uh, iată, e acel tip de, de rețetă care trece secolele din familie în familie. Și era normal să-l avem și în cartea noastră. Și să mă înțelegeți de ce țin un pic la această rigurozitate. Uh, istoria nu se face în baza unor cuvinte cred că îmi place să cred probabil posibil și tot ce am scris în această carte se bazează pe documente ale vremurilor. Este foarte important să depășim povestea aia dacopată sau dacofilă și să ne bazăm pe ceea ce avem, pentru că avem, slavă Domnului, nu trebuie să ne imaginăm și nu trebuie să fabulăm pe această istorie a gastronomiei, avem trebuie doar să învățăm să o cunoaștem și să o respectăm. Și aș merge și invers. Există dacopatie, dacofilie, dar există și acel autorasism culinar. Autorasism culinar? Da, nu ne aparține termenul. El se referă la acea atitudine uh, negativă, de fetistă, în care nimic nu e al nostru, n-am inventat nimic, toate mâncărurile au venit din altă parte și noi nu ne-am reușit să facem nimic. Uh, total greșit, de altfel. Nici să credem că totul s-a născut aici, în tunelurile de subcarpați, nici că nu am fost în stare de absolut nimic. Suntem un popor absolut normal din punct de vedere al evoluției uh, culinare am împrumutat, ne-am uitat peste umărul unei vecine și a alteia, în același timp am inovat și am continuat să facem lucrurile în felul nostru. Prin urmare, sunt ale noastre. Să comunicați acest lucru. Deja se găsește cartea în librările cartorești, trebuie să menționez. E un cadou foarte fain de Crăciun, dacă mi se permite să spun asta. Trebuie să înțelegem că în momentul în care vorbim despre un specific național, că Terminologia de național sau de stat național este mult mai recentă decât schimbul gastronomic. La fel de bine nu știu, scandinavii nu se raportează la mâncarea vikingilor când vorbesc despre bucătărie scandinavă, cum nici în Italia nu se mai mănâncă precum în Imperiul Roman. Uh, cu toții ne bucurăm de beneficiile uh, aduse de marile descoperiri geografice, de uh, porumb, de tomate și așa mai departe. Nu știu, pastele cu roșii italienești dar, au 200 de ani. Da. Bun, ei pot să fie mândri. Noi când vorbim despre rețete, doamne, nu sunt ale noastre. Că... Ca... Toate aceste lucruri, toate gastronomii au un specific subcontinental. Și este normal. Să trecem la cofeturi cu servire la trăsură. Driving Fialcovski. o festioară o, o, o iar specială, înțeleg, în perioada prăjiturilor cu steif în Casa capșa o, sau. O mie Acțiunea se petrece în 1853. Deci, o trăsura și comandai Samarina da, Ecleru. A... Zic că probabil erau multe mai, și chiar înghețată. Uh. Uh, de ce zic lucrul acesta? Era pe, pe calea Victoriei. Uh, în 1853 uh, erau trei cofetării concurente. Giovanni era cel mai vechi dintre uh, ei, uh, un pic mai uh, jos spre Palatul Regal de astăzi. Uh, Capșa, 1852, și în 1853 apare și Fialcovski. Uh, și se dădea un război, așa mare între, era concurență mare. Toată lumea, toți încercau să inoveze, se uitau în curtea celuilalt, uh, vezi că l-a adus cutii de la Paris, din Alea, tu adu mai frumoase, se vede din corespondențele lor. Uh, da, o, un exercițiu de marketing și de concurență superb, uh, pitoresc în momentul de față, pentru că n vorbim de trăsuri dar doamnele îmbrăcate elegante erau servite la trăsură, era, er, era, fițe. Și foarte comod. De ce să nu ne gândim și la varianta asta, că e un take-away avant la letră? Domnii stăteau la cafea, apă pe, pe trotuar, la masă, le admirau. Adriana, care e desertul preferat din această carte? Ah, nu, speram, speram să nu fie, să nu fie întrebarea aceasta, pentru că Ai nu am de, să... de... Da, sunt, sunt multe. A fost, a fost o mare provocare uh, și o mare bucurie să le pregătesc, pentru că întotdeauna mi-au plăcut... Uh, Uh, Mi-a plăcut graiul vechi și atunci când ai rețete în care ai ocale și funzi și loți și dramuri și sunt scrise așa în dulcele graie, e o bucurie, în primul rând, pentru ochi, doar le citești, nu trebuie să faci nimic. De fapt, asta era și procesul. Începeam prin a citi și a încerca să mă transport acolo. După care venea partea aceea în care făceam traducerea. Ok cum e cu dramurile, despre ce regiune vorbim, pentru că în țara românească avem niște unități de măsură, aceeași unitate de măsură, în Moldova e ușor diferită. Și făceam această translatare între greutățile de atunci, măsurile de atunci și cele de acum. Și apoi venea primul test, al doilea test și e destul de greu să aleg o preferată, pentru că au fost multe care m-au surprins diferit și nu pot să compar mere cu mere. Um, Mi-a plăcut foarte mult uh, tortul de migdale pe care l-am amintit. Um, au fost apoi uh, niște uh, descoperiri uh, surprinzătoare pentru mine: o prăjitură de ceai care se făcea uh, undeva pe la uh, 1870 și ceva, dacă nu mă înșel. 74 la Hintescu, Exact, la Hintescu a... 74, pentru că vorbim de, de o prăjitură de Paște care este însă diferită, care nu s-a păstrat, cumva nu a prins probabil la public, s-a -a pierdut pe drum, nu o mai găsim astăzi. Um, Mi-a dat bătăi de cap și l-am iubit pentru asta cozonacul uh, lui Frederic, care la un kilogram de făină trebuie să înghită 16 ouă, deci foarte mult lichid și te speri că știi cum trebuie să arate un aluat de cozonac să-l frămânți, nu se pune problema să poți să frămânți acest lucru. Um, și m-a mirat foarte tare și știu că va mira pe multă lume și sper să fie suficient de clar explicat. Cozonacul moldovenesc al Sandei Mairin nu are umplutură. Deci noi acum vorbim de cozonacii moldovenești cu multă, multă, multă nucă, și cel puțin la 1936 nu. Și înainte. Și înainte de asta clar. Pentru că și cozonacul lui Frederic, deci 1923, puțin mai înainte, nu vorbește despre o, vreun, o umplutură. Ba mai mult, cozonacul lui Frederic este rotund. Uh, nu este deloc împletit, pentru că nu se poate. Și crește mai degrabă ca un panetone, trebuie să fie foarte înalt. Aduce mult cu babele de peste prut. Uh, au fost apoi prăjiturile obzeciste, le zic eu, ale, com ale uh, copilăriei mele comuniste, care îmi sunt foarte dragi. Uh, au fost uh, prăjituri pe care le știu din alte culturi culinare, cum ar fi uh, Kugelhof, care la noi e Gugulufului uh, uh, Bacalbașa, dacă nu mă înșel, la 1935. Sunt uh, fiecare rețetă... Are o, are o poveste și e un motiv pentru care am ales-o. Și motivul acela nu este strict personal, deci am vrut eu să gust, deși, da, m-a influențat și treaba asta, ci este, într-un fel sau altul, reprezentativ pentru o epocă, pentru un autor. Am vrut să pun în valoare un anume ingredient, ceva ce poate astăzi nu se mai folosește foarte mult sau din potrivă am ales rețete pe care le știm și noi, poalele în alivanca, lucruri pe care am vrut să, să arăt că sunt, sunt, vechi. Se, se mănâncă de ceva vreme la noi și se făceau poate ușor diferit ce se fac azi. Am mai avut un criteriu, scuze, am mai avut un criteriu în care am ales rețetele, cel al regionalităților. Există și pe site, nu uitați, câteva dintre rețete dulce okay. care are și niște concursuri interesante acolo. Acum le-am le împărțit pe regiuni. Normal că multe dintre ele se fac și într-o parte și în alta. Normal că, nu știu, prăjiturile de cofetărie se fac clar în, toat, în mai toate cofetăriile. Dar am găsit acolo și vreau să subliniez un pic uh, această poveste. Am descoperit împreună cu Adriana câteva rețete uh, cu indicație geografică. Și Rare, vorbim, la noi vorbim, nu prea se întâmplă asta. Da, bărcuțe mamaia, uh, tartă de botoșani sau tartă uh, sibiană. Ei bine, dacă vă uitați în această carte și... Aș face un apel acum către toți bucătarii, cofetarii, antreprenorii de restaurante, gogoșerii și covrigării și cafenele. Uitați-vă la tarta sibiană, de exemplu, care poate funcționa excepțional de bine în orice vitrină și în orice meniu de restaurant, mai ales din Sibiu. Nu este nici măcar foarte complicată, o poți vinde la triunghiuri și ar trebui să învățăm acest lucru, să ne uităm și noi în afară, de exemplu, să ne uităm la ceea ce înseamnă specific regional și ai o astfel de rețetă, păi de ce să nu te folosești de ea, pentru că ea îți dă uh, o identitate, un specific local, microlocal sau regional. Am făcut lucrul ăsta, cu asta ne ocupăm, cu, uh, uh, cu istoria, cu lesul, le-am dat-o, este rețeta, este în carte, e, e mură în gură. S-a întâmplat deja treaba asta, și chiar cu. S-a bucurat de succes, din ce știm, una din rețetele cărții, tarta de bătoșani. a Făcută a Făcută la Brașov și la București. Da, Brașov și București. Sperăm să se întâmple și la, și la bătoșani. A fost o surpriză să găsim rețete care au toponimie, pentru că noi nu avem tort românesc plăcintă românească, avem foi românești. Uh, sunt foarte puține preparate care să conțină uh, această uh, posesie. E al nostru, e românesc, e național sau e. e nu, e, nu sunt. Ai, să ai o plăcintă de dar să le... Am. Dar sunt puține și sunt puține care spun, na, tartă sibiană, tartă de botoșani sau, uh, ok, mai avem niște... Sinaia... Da, mai avem... Uh, știi bine că noi avem această discuție, că Strasman fost bucătar regal, a denumit acele produse preparate în, pentru a bucura, practic, familia regală pentru care gătea. Sau pentru că le crea atunci când se ridica, de exemplu, ceva. Când se construia castelul de, regal de la Mamaia, el a creat băcru, bărcuțele Mamaia. În cinstea acelui lucru. Dar mai vechi de atât nu există foarte multe față de alte, față de alte spații. Am văzut și pentru munte, Caraiman, dacă sunt bărcuse pentru mare. Și pentru, da, da, e făcut, inventată tot de același Strasman în cinstea muntelui, dar și în cinstea lui Carol Caraimanul. Carol al doilea. Carol al doilea care a abdicat. Gândiți-vă, de exemplu, papanașii au un termen care îi definește și în jurul lui uh, deja toată lumea știe despre ce e vorba când vorbim de papanaș. Dar în general mâncărurile noastre, și acum mă refer nu doar la desert, mâncărurile noastre erau denumite mâncare de cu de. Prăjitură de cu de. Tocăniță to de cartofi, tocăniță de... În momentul o, în care aia, le aia. botezi, da. Uh, individualizezi. Jumătate, le individualizezi și jumătate din promovare e cumva pă, asigurată. Pentru că una e să spui prăjitura aia de vanilie cu ciocolată. pe păi nu acea prăjitură. Vorbim de covrici și vorbim de covrici de buzău. E, dacă au o apreciere, o altă povestioară din, din carte, o apreciere a uh, bucătarului, este Povestea cu principele Sigismund care a nobilat și a creat un blazon în care apărea zice, o furculiță și un cuțit. Mi s-a părut sabros. Acum, acum câteva sute de ani în, în zona Clujului. Ok. Hai să trecem la perioada comunistă. În primul rând încep cu cea mai, cea mai simplă întrebare. Sanda Marin era bărbat? <laughs> era, era o doamnă. Chiar era o, era doamnă. o doamnă. doamnă. Ok. Dar uh, de ce s-a lansat ce acest lucru? Simionescu. Uh, cred că am rezolvat acea problemă. Da? Am găsit uh, referința clară că e o doamnă. Pastorel Teodoreanu, cel care i-a scris prefața, scrie într-un alt articol vorbind de... Sanda Marin ca autor de carte de bucate, nu ca autoare, dar nu era obligatoriu dar să spui autoare. Am... Dar da, e posibil să fii pornit de acolo. Probabil că de la el a pornit tot acest mit lucrurile sunt foarte clare le demonstrăm și în carte există mărturii ale nepoatei, dar există o problemă mărturii pe LGBT-ul să fie există... exact. corect, acum Cosmina a găsit o explicație foarte frumoasă și drăguță pentru tagma masculină acum eu ca reprezentantă a celor sex mă gândesc, dar dacă acest zvon că era bărbat a fost inventat de un bărbat pentru că nu se știe bărbații sunt cei mai buni bucătari Poate a fost pe, pur și simplu o răutate. Pe, pe de altă parte, pe, cred că pe Caterina Comș a avea destul de multă pe, anvergură atunci și poate chiar și steria. Și în cazul lor nu s-a întâmplat. Așa. Uh, Te cred pe cuvânt. Există mărturii ale oamenilor care au cunoscut-o. Era o femeie, Cecilia clar. Maria Simionescu. Avem fotografii. Uh, uh, Depășim un pic uh, acest mit, l-am uh, demontat în carte, l-am explicat, am adus dovezi, uh, da, vorbim de istorie și de... Sunt curios de cifrele de vânzare ale cărții câte sute de mii sau milioane de cărți au văzut și sperăm că această carte să depășească tirajul cărților vândute. Uh, de Santa sa... Marina a avut $2, 30 30 da, și Marin... ceva de ediții, cred a avut foarte multe ediții deci de care au, care au variat, e adevărat. În timpul uh, perioadei comuniste, uh, numărul rețetelor și numele rețetelor și ingredientele au uh, fost uh, alterate pentru a servi scopurile. Uh, scupurile partidului. De -a la ce au, umblat, au cezurat denumirile? În primul rând, da. sau... De cele mai multe okay. ori au fost denumirile și nu doar la Sanda Marin și nu doar cărțile de bucate n-au făcut altceva decât să urmeze, ce... să pățească ce pățea absolut totul în țară da, în filmul, decada că... 5-6. Când tot ce era burghez decadent, imperial, străin, cosmopolit... Da, se umbla și la rețetă, la ingrediente. Spre exemplu, profiterulul, da. dacă era ceva care avea un nume mm, cosmopolit sau... Numele se schimba. Se scotea din rețetă? Se schimba, sau numai, uh, se schimba și ingredientul. Se schimba Dar nu, și ingredient. nu peste tot. Nu totdeauna, Aha. nu peste tot. S-a întâmplat mai ales în primele două decenii de la uh, instalarea Partidului Comunist. Pentru că atunci a fost depurarea... Uh, cu adevărat, s-au relaxat după aceea, adică în anii 80 vorbim de bă, foarte multe preparate cu nume străine care veneau nu din țările prietene, din țările comuniste, deci vorbim de bă, rețete italiene, nemțești, franțuzești, fără probleme. La Sanda Marin este celebru acest exemplu că ea scrie cândva să ia o găine grasă și undeva în comunism ajunge să ia o jumătate de pui. Nu, dar eu una n-am găsit treaba asta. Eu una n-am da. găsit treaba asta. Nu zic că nu este, dar cât am căutat, nu am n, am, n am văzut treaba asta. Dar am văzut cum au fost schimbate numele rețetelor, cum untul devine margarină. Um, în comunism sunt foarte multe Tot schimbări Napoleon în cărțile. Da, sosul bechamel, nu mai zic, sosul bechamel. La, Napoleon, e de înțeles, okay. la Silvia la Silvia Jurcovan, de exemplu, în ediția din 75 apare sos alb când îl citește, prins că e sos bechamel. În ediția din 1985, deci este o reeditare a aceleiași cărți de bucate, deja se cheamă sos bechamel, pentru că anii 80 au însemnat o relaxare din punct de vedere ideologic, să zicem, cel puțin în cărțile de bucate, uh, nu și în magazine unde austeritatea era la cote maxime. Adriana, da, uite, eram curios mai devreme cu locelul acela din, din, imagine. Da, e o uh. babca, pentru că am vrut neapărat... Okay. Că... Noi vorbim despre o istorie și când vorbești de istorie te gândești totdeauna la lucruri de mult trecute. Uh, dar istoria se face din fiecare, zi, din fiecare, prezent, din fiecare zi. Și atunci am, uh, am introdus babca pentru că avem cozonaci, dar babca este un cozonac tradițional în alte spații culinare. Îl uh, au și polonezii, îl au uh, populațiile uh, de et, etnia evrească îl are mult prin Europa Centrală și de escă că de aici este și în ultimii ani a devenit foarte uh, la modă, foarte instagramabil și atunci am făcut o coroniță ca să fie cu atât mai atrăgător și poate chiar uh, cineva vrea să gătească anul acesta ceva diferit care are gust de cozonac, dar este ușor diferit la, la textură și cu siguranță un alt aspect. De asta am ales babca. Și pentru că suntem în plin sezon uh, să știți că există foarte multe uh, rețete și povești de cozonaci da. uh, românești și internaționali de unde cum au plecat, variațiuni până la Baigli, la Cozonacul Unguresc, mm. vorbim despre Panetone, vorbim despre Cozonac Moldovenesc, vorbim despre Babca. Într-acă antologia uh, Admirabil că pe lângă aici m ați impresionat cu latura scrisă, cu vizuală, este și e, e, care se adresează în anumite categorii, să urmărească modul de preparare uh, pe YouTube, pe alte canale de social media, Acestea ce sunt? Prăjiturile de caraiman, nu? Da, caraiman. este prăjitura caraiman, după cum se vede, seamănă cu un munte. Okay. Un munte nins. Bun. Cu pădure ha la mijloc. Haideți să trecem la capitolul, nu știu de ce, a fost cel mai drag, chiar trebuie să caut uh, răspunsul din, uh, din carte, dulciurile rituale și ceremoniale. Este normal e, să fie da, așa. Da, nu mă miră. Și <laughs> așa <laughs> trebuie să fie. Sunt Pentru că acelea ne sunt dragi, ne sunt de suflet sunt dulciule, Vorbești de semnificația Mucenicilor, de ce se fac În formă de opt Sunt, sunt acele prăjituri De sărbătoare okay. Și ca orice prăjitură Ocazionată O aștepți Pentru că Dacă nu mănânci post... mucenici tot anul, deși între timp există și se vând. Nu, eu vreau să mănânc nici doar atunci. La fel cum scuticele lui sus sau turtele cu fostă julfă, cu nucă, cu migdale. Vreau să le mănânc doar pe 24 decembrie. Hai, poate un pic și pe 25 dacă mai rămân. Dar doar atunci. N-aș vrea să le consum de Paște, n-aș vrea să le mănânc în iunie, deși le pot face și în iunie. Cred că fiecare au rolul lor. Și acolo, atunci vorbim de nostalgii, vorbim de copilărie, vorbim, afectivă, de... Da, însemnă... vorbim de emoțională mea, înseamnă... vorbim de bunici, de mame, de uh, și nu au cum să nu-ți fie dragi. E inevitabil. Uh, nu știu, o prăjitură de cofetărie îți spune ceva, un cozonac îți aduce aminte de bunica. Clar din punct de vedere afectiv și emoțional n-are cum să nu-ți placă mai mult acel capitol. Empiric s-a dovedit. Mărturisesc că în copilărie, e, e da. în copilărie. am născut în zonă de multe curtea de și chiar de unde este fabrica Dr. Rutger și aveau mere și pe pondere, 99% desertul era plăcintă cu mere, mere. și apoi mai însemna cofetăria comunistă unde un ecler, o savarină Merea, și o cam atât nu erau rele deloc nici deserturile din copilăria comunistă. Dar detaliază în Cosmin de istoria colivei, care înțeleg că e mult mai veche sau... De asta e un alt mit care cumva, nu știu, contrabalancează treaba asta că nimic nu este românesc. Cumva mulți pe nedrept au identificat coliva ca fiind românesc. Dar coliva este specific românească. Nu înseamnă că a inventat o burebista. Pentru că lucrurile românești sau plăjiturile românești nu trebuie să fie inventate de burebista și de Decebal sau de Brâncoveanu și Mihai Viteazul sau de mama lui Ștefan cel Mare. Nu. E total greșit. Uh... Cred că ar fi bine să spunem ce e tradițional. Pentru că, în general, oamenii folosesc foarte mult termenul tradițional, dar nu cred că toată lumea știe ce acoperă cu adevărat. Da, tradițional se... Uh consideră în mediile academice că e ceva ce a fost preparat și consumat de constant de cam trei generații. Deci eu, mama și bunica. Okay. Nu trebuie să fie de la Adam Citire. Exact. Gastronomiile, specificul, devin, are o istorie mult mai recentă. El devine, el crește. Dacă am făcut 3-4 generații, am peste două generații, nepoții mei, dacă mănâncă și și o să fie tradițională. E, 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 e foarte Sunt simplu, adică, ca să, pă, 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 să scurtăm povestea. Uh, facem colivă de niște sute de ani. ani. Uh, ani. Din uh, Grecia antici făceau. Fiertură de Dalia. cereale îndulcită cu miere și oferită ca ofrandă zeilor. Punct. De, de acolo că îi mai pui niște... Că am descoperit condimentele odată cu cruciadele. Ok, o facem și mai bogată, pentru că nu e așa. Lui Dumnezeu și zeilor le oferi tot ce ai tu mai bun. Prin urmare, condimentele sunt scumpe, sunt aduse de peste mări și țări, deci punem și condimente. Nu ca iarăși nu e ceva ce era foarte la îndemână tuturor. Era păstrat pentru ocazii. Și iată, un desert ritualic în care pui tot ce ai tu mai bun în casă, pentru că îți pasă, pentru că respecti un desert care a intrat în meniurile restaurantelor și un desert care se regăsește într-o variantă uh, într-o variantă foarte interesantă, de fapt, adică o budincă de colivă în tarta de botoșani. Dar nu este colivă. Eu, eu în continuare e, cred că oliva nu are ce căuta e, în restaurante. E, e, este foarte acolo. Da, pă, pă, nu suntem de acord aici, Adela, dar ea există. Vă complet no, Da. Ea, 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 ea există în, în restaurante și eu cred că... Adică, deși îmi plăcea... Uh, pentru mine coliva pă, rămâne totuși pă, apanajul în mormântărilor. Uh, lucru de care, în general, nu vreau să-mi aduc aminte când sunt la restaurant. Exact. Aș vrea să mă bucur de ciorbă și nu să plâng în ea. Da. Din acest motiv, da, oarecum sunt și eu de acord, dar am încercat și înghețată de colivă. Da. Înghețată nu de era, colivă. Nu, nu era deloc și se face la noi de foarte mulți ani. E un restaurant în București unde se poate mânca. E faină, nimic de, nimic de zis. Această tartă de botoșani, că despre ea este vorba, um, nu este colivă, dar aduce foarte bine cu o colivă. Sau poate este pornită de la o colivă și mult îmbunătățită. Rețeta este de dată foarte recentă, cel puțin documentată recent, adică 1981. Uh, nu știm, n-am văzut-o prin altă parte. Uh, ceea ce știu, însă, e că prin Moldova s-ar mânca colivă ca desert. Și poate nu neapărat coliva așa, dar o fiertură de cereale, un arpacaș fiert uh, și îndulcit cu ceva nucă prin el, înțeleg că ar fi un desert destul de obișnuit și că acolo nu este asociată cu uh, ritualul acesta de pomenire al celor trecuți în neființă. Din limpede. Cosmin, aleg o altă poveste. Cea bucătarului salvat de Charles de Gaulle, de la Ceaușescu... Iosif, Iosif și okay. cel de care vorbeam, inventatorul Caraimanului și am da cum Dar cum s-a întâmplat? La o vizită la, în România și... Da, da, da. Uh, pentru că nu avea nimeni, el fusese bucătarul casei regale, când au venit comuniștii, l-au trimis la o cantină de uzină să-și câștige și el pensia, pentru că na, munca la casa regală nu era pusă la pensie. Și la vizitarul de gol, uh, fostul bucătar al lui Ceaușescu și al lui Deș, uh, Ion Radu, Sinaian, uh, a zis, dă cine poate să-i gătească lui de gol, cine știe în România, hot cuzin la pe uh, acel nivel și și-a adus aminte. Și cumva de gol a aflat uh, uh, povestea, i-a zis să uh, te iau acum cu mine, n-are cum să îmi spună ce cu nimic, să nu fac acest hatâr. Uh, și a zis că nu, că el ar vrea să fie totuși mormântat lângă soția lui aici și până la urmă a acceptat postul de bucătar la ambasada Franței, de unde a și, da, de unde a și nu s-a retras la pensie, ci chiar a murit, deja avea mulți, mulți ani, cred că vreo 90, în 79 sau în 80. Cartea apare în 81, iar el deja este trecut cu chenar. Datorăm foarte multe acestui Ion Radu. Puține persoane să poată fi salvate din Direcțiile pe care le Ce, uh, Ce Strasman Și făcut. Și în, în tinerețe făcuse uh, cele mai mari două școli culinare din Europa, mm -hmm. Gordon Brown și Lis de uh, Avea deja un CV când a fost adus. Uh, regina chiar se plângea că schimbase foarte mulți bucătari. Da, era și... o poveste la Casa Regală, că niciunul nu rezista prea mult și niciunul nu făcea lucruri fantastice până când a venit Strasman, care a stat vreo 30 de ani, cred. Da. Și ar mai fi stat dacă nu s-ar fi schimbat regimul politic. Și el a autohtonizat foarte mult din meniurile franțuzești și a inventat uh, uh, tot felul de prăjituri și a modernizat foarte multe preparate. Tortura teneu, bărcuțele mamaia, uh, sunt preparate numite după sinaia, uh, el a stat foarte mult cu familia Manu? legală, da. caraimanul. Um, sunt Lido, există și un tort Lido Principesa Elena. da, uh, Eleana, da. Rugitura... practic el a, a, Licentatorul... a denumit da, a denumit multe uh, preparate, făcându-le astfel românești foarte interesant, adică înțeleg că totuși ai recuperat sumetele de rețetă dar pe unele nu le-ai putut recupera gen uh, ăsta, tortul de pepene galben. <laughs> da, da, da. De tortul cu pepene de ce galben -a, a fost tare, tare ciudățel. Uh, și acolo nu renunț, vreau să vreau să mai ah, cercetez puțin. Da, Rețeta spune că bă, practic tragi la tigaie niște pepene galben tăiat bucăți cu foarte multe condimente și cu ceva ouă bătute acolo. Și uh, ceea ce a rezultat uh, nu era nici măcar tocăniță, pentru că na, pepenele galben se... Transformă în lichid mare parte din el și a ieșit ceva de o culoare absolut cumplită, un galben muștar căcăniu, total neapetisant. Nu era nici tocăniță, nu era nici supă. Mi-am dat seama că nu am cum, sub nicio formă, nu pot să scot ceva palatabil. Mai ales că mi încercasem norocul și asta a trecut. Este o rețetă în carte. Vă rog, cei care ascultați și care luați cartea, dați-i o șansă. Se cheamă Insula Plutitoare din cartea lui Bacalbașa. Este o variantă mult mai șmecheră de uh, ilflotant, de uh, lapte uh, de, de pasăre. Nu arată fantastic. Toată lumea a ridicat din spânceană când a văzut fotografia și am reușit să-i convinc să o lase pentru că este. Un desert absolut delicios, chiar dacă nu pare foarte atrăgător. Ei, cu tortul de pepene mi-am dat seama că nici nu trebuie să pun problema, că bătălia e pierdută de la început. Poate în volumul Vine să... din uh, uh, tortul de pepene, cred că este de la Hințescu, uh, nu mai știu, cred că da, dar eu cred că trebuie să existe vreo, vreo rețetă medievală uh, asemănătoare. Ce se întâmplă? La noi totul a fost cu decalaj, istoric vorbind. Nici acum, nu? Spunem că nu am recuperat încă uh, întârzierile. E um, când evo-mediu se termină uh, în Europa Occidentală, el practic începe la noi și uh, foarte multă vreme se mănâncă foarte um, um, medieval. În, la curțile uh, boierilor și domnilor români. Uh, vorbeam mai devreme de, de brâncoveanu, uh, el mănâncă pe sistem oriental și medieval în continuare, chiar dacă adoptă uh, furculița sau o dă de zestre, pentru că știm că furculița s-au găsit pe foile de zestre ale unora din lui. Uh, și acest tort de pepe galben pare să vină din, acea, din acel ev mediu când condimentele erau la mare preț și gustul pare să fi fost, dacă nu diferit, foarte diferit de ce știm noi de azi. Uneori mă întreb dacă gustul nu cumva trecea pe locul 2, pentru că bucătăria medievală, și vorbim despre bucătăria celor bogați, este o bucătărie de spectacol, de, de show-off, de impresionat, este o bucătărie care trebuie să dea pe spate invitații, să arate cât de potent financiar este cel care oferă masa respectivă, nicăieri nu se vorbește de gust. Este o cacofonie dezmubim, de condimente și de. Um, așa era sistemul, um, ordinea socială, sistemul feudal, în care um, trebuia să demonstrezi cât de, cât de mare și tare ești dacă vrei să-ți păstrezi loialitatea supușilor și să te bazezi pe ei în caz de războaie, calamități și alte lucruri. Practic, era în fișa postului că tu trebuie să epatezi uh, și să, uh, să impresionezi cu orice privință. Dar, dacă vrei să-ți păstrezi. Uh, tot sistemul în, în ordine. Iartă-mă, dar țin minte și acum când mi-a trimis fotografia cu tortul și -s -s, băi, tu sigur vrei asta că nu pot să fac nimic din el. Bucuria mare a fost în sine că noi am ales 80 de rețete din câteva mii. Da. Aveam de unde să ne jucăm, nu era musa aici să stăm dacă. Că nu trebuie să te încă să faci ceva ce. E, nu, nu e problemă cu asta o rost. să le vedem rețetele în următoarele volume care o să. Da, mai avem material mult. <laughs> mai mă e material bucur, mult? Chiar mă bucur să aud asta. de, de, spune de ce spuneți-mi, de ce e considerat. Păstorel, cel mai bun om gastronom Și bine, îmi place titlul Minciunelele lui Păstorel De care să vorbești tu, Adriana Ce ingrediente de la Păi, Păstorel a fost un personaj OK. Un uh, bon viveur un... Adică nu da. trebuie să mă, să mă Nu te uiți la el pentru rețete Te uiți la el a. pentru cum scrie E moldovean le are că, cu graiul, cu vorbitul. Era un, un mucalit. Bă, îi citim epigramele știi? și vedem cât un mor debordant. Uh, era un fin cunoscător al bucătăriei. Era uh, un fin cunoscător al vinurilor. Uh, și un promotor al lor, pentru că scrie despre vinuri românești și sunt convinsă că putea să scrie despre franțuzești. Și unul dintre puținii... Deci, unul dintre puținii de pe atunci... Uh, Jurnaliști de gastronomie, să spunem, care erau preocupați, care era preocupat și de trasabilitate sau istoria unor preparate, se regăsesc astfel de informații în textele lui. Iar el, în continuare, un personaj. Este Ai... absolut delicios. Deci recomandăm să, să lectura oricărei bucăți scrise de el. Din păcate, a făcut și închisoare pentru epigrame în regimul comunist. Da, l-a da, costat ceva Au plătit intelectualii sub o formă sau alta de, de asemenea mi-a plăcut că există ziua internațională a eclerului cu ciocolată La nivel mondial mai există zile internaționale la alte deserturi sau... Am face diabet dacă am urmat ad <laughs> la fiecare zi Păi <laughs> avem prea multe religioase, poate ar fi necesar să fie ziua da, <laughs> da. plăcintei cu mere Cred că există, trebuie să existe Uh, avem în schimb, uh, nu ca să mă laud, avem în schimb, uh, nu la nivel internațional, dar avem la nivel național, Acolo Ziua Națională a Gastronomiei okay. și Vinurilor din România, care se sărbătorește se în prima duminică din octombrie. Și când spunem gastronomie, ne referim clar și la deserturi și poate cumva uh, ne-am bucurat, am, ne -am bucurat mai mult și în această dată festivă de ceea ce înseamnă gastronomie românească. E limpede. Dragilor, a fost o adevărată bucurie. Mărturisesc că am avut de-a face cu numeroși interlocutori din multe domenii, dar atâta pasiune, energie și foc interior și să-și -o, -o, -o fructificați într-o carte care, repet, am devorat o Așteptăm uh, următoarele volume cu, cu drag. Până atunci, putem urmări pe platforma de comunicare Dolce dul România Ungro. Și ne vedem la o următoare ediție a emisiunii Business Philosophy. Mulțumim! Avem și Aveți un avantaj fericite. când vorbești despre mâncare. Ascultătorul mai și salivează. Gala, păi, da. mi-a cam în gură în weekend să-ți folosesc o expresie plastică. Deci, mulțumesc Adriana, mulțumesc Cosmin. Mulțumim, Mulțumim. și noi!